la un moment dat în istoria omenirii, Dumnezeu și-a ales un om din care să se nască un popor, un popor care să trăiască după legea lui Dumnezeu și un popor care să-L facă cunoscut pe Dumnezeu oamenilor și popoarelor din jurul lor din vremea aceea. Lucrul acesta era în planul de mântuire a lui Dumnezeu și poporul acesta, pe lângă faptul acesta de a fi cel care să-L facă cunoscut pe Dumnezeu și un popor care să trăiască după legea lui Dumnezeu, din poporul acesta trebuia să se nască Mântuitorul lumii. L-a ales pe Avram, din Avram s-a născut poporul Israel și o jumătate de scop, ca să spun așa, poporul l-a împlinit Dumnezeu, de fapt, că din el, din poporul acesta, s-a născut Mântuitorul lumii, Domnul Iisus Hristos. Dar cealaltă parte, și anume ca acest popor care s-a născut din Avram să-L facă cunoscut pe Dumnezeu și să trăiască după legea lui Dumnezeu, aici poporul a eșuat. Și poporul acesta, în planul lui Dumnezeu, ajunge rob în Egipt și când Dumnezeu hotărăște să scoată acest popor din Egipt, cunoaștem toată istoria Exodului, dar ajunge poporul la muntele Sinai și acolo Dumnezeu îi dă legea, ceea ce noi cunoaștem ca fiind cele 10 porunci. Și prima poruncă pe care i-o dă Dumnezeu poporului Israel prin Moise este să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Ei bine, a eșuat total poporul Israel în împlinirea acestei porunci și a celorlalte. Și pentru că poporul nu s-a ținut de Dumnezeul adevărat, de singurul Dumnezeu adevărat, așa cum Dumnezeu le poruncise, Dumnezeu a hotărât să lecuiască poporul acesta de această boală a idolatriei și în felul acesta ajunge poporul Israel rob în Babilon. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Ieremia, în capitolul 25. Începând cu versetul 4. Domnul v-a trimis pe toți slujitorii săi prorocii, i-a trimis dis de dimineață și n-ați ascultat. N-ați plecat urechea să ascultați. Ei au zis, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea și de la răutatea faptelor voastre și veți rămâne în țara pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Nu vă duceți după alți Dumnezei ca să le slujiți și să vă închinați înaintea lor. Nu mă mâniați prin lucrarea mâinilor voastre și nu vă voi face niciun rău. Dar poporul n-a ascultat, s-a dus după alți Dumnezei, l-au mâniat pe Dumnezeu prin lucrarea mâinilor lor și atunci Dumnezeu hotărăște și spune în versetul 11. Începând cu versetul 10. Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, huruitul morii și lumina lămpii. Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Prorocul Ieremia spune lucrurile acestea cu mult înainte de a se întâmpla și pentru că Dumnezeu spune că eu veghez asupra cuvântului meu ca să se împlinească, Dumnezeu împlinește ceea ce a spus poporului. Și poporul ajunge rob în Babilon timp de 70 de ani. Dar la împlinirea celor 70 de ani promiși de Dumnezeu, Dumnezeu spune că a trezit Duhul împăratului Cir, împăratul celui mai mare imperiu din acea vreme. Gândiți-vă ce minunat lucrează Dumnezeu. Un împărat păgân
care avea sub stăpânirea lui acolo, avea prizonieri de război, avea robi. La un moment dat, privit din afară, ai zice, ce l-a mai apucat și pe ăsta? Uitați, în cel din tâi an, Ezra capitolul 1, a lui Cir, în primul an, când Cir vine la împărăție, împăratul perșilor, de ce? Ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. Domnul a trezit Duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu, grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeu cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. E foarte, foarte curios, foarte neobișnuit, în primul an când vine la împărăție, parcă împăratul Cir, un împărat păgân, parcă n-ar avea altă treabă de făcut, parcă în tot imperiul lui n-ar fi alte probleme politice, economice, decât lucrul acesta. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să se împlinească cuvântul Domnului, care a fost vestit prin prorocul Ieremia. Dumnezeu trezește Duhul lui Cir și Cir dă un decret de amnistie și spune, toți evreii, toți cei din Iuda, care vor să se întoarcă la Ierusalim, pot să se întoarcă ca să zidească o casă lui Dumnezeu în Ierusalim. Lucrul acesta l-a pus Dumnezeu în mintea împăratului Cir. Primul val de evrei care pleacă din Babilon spre Ierusalim sunt sub comanda lui Zorobabel și a lui Iosua, marele preot. Am învățat în Hagai despre oamenii aceștia care s-au întors din Babilon în Iuda și au venit acolo cu porunca expresă a lui Cir de a construi templu de la Ierusalim. Și am învățat cât de bine s-au achitat ei de sarcina și de porunca împăratului. Au început mai întâi să zidească casele lor și așa mai departe. Am văzut în Hagai ce s-a întâmplat. Dar primul val s-a întors cu Zorobabel și cu Iosua. După un timp, am citit în dimineața aceasta, pleacă din Babilon spre Ierusalim al doilea val sub comanda sau sub conducerea lui Ezra. Se întorc oamenii aceștia la Ierusalim și pentru că călătoria din Babilon și până la Ierusalim în vremurile acelea nu se făcea foarte simplu, Ezra nu lasă călătoria aceasta așa la voia întâmplării. Omul acesta se întoarce la Ierusalim cu un scop foarte bine definit în mintea lui. Știa foarte bine de ce se întoarce la Ierusalim, Ezra. Nu se întorcea așa doar că nu o ducea bine în Babilon. Pentru că poporul Israel era acolo, evreii erau acolo de 70 de ani. Dumnezeu le trimisese prin Ieremia poruncă ca să zidească case, să sădească vii, să-și facă tot confortul acolo și unii dintre ei trăiau foarte, foarte bine în Babilon. Dar Ezra se întoarce la Ierusalim, în Ezra, în capitolul 7, versetul 10, vedem scopul pentru care se întoarce Ezra la Ierusalim. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Acesta era scopul, era dorința care ardea sufletul lui Ezra, să se întoarcă la Ierusalim, să adâncească, să învețe mai mult legea lui Dumnezeu și să învețe și pe alții la Ierusalim, legea Domnului. Și pentru că Ezra nu lasă la voia întâmplării călătoria aceasta, la un moment dat, în versetul 29 pe care l-am citit în dimineața aceasta, spune așa, fiți
cu ochii în patru. Și acesta aș vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fie și mesajul meu în dimineața aceasta. De ce? Pentru că așa cum poporul Israel a plecat din Babilon spre Ierusalim, așa călătorim și noi din Babilonul, lumea acesteia, spre Ierusalimul Ceresc. Așa cum Ezra n-a lăsat la voia întâmplării călătoria aceasta, așa nu trebuie nici noi să credem că această călătorie a noastră din Babilonul lumii, din lumea aceasta, prin lumea aceasta spre Ierusalimul Ceresc, poate decurge așa, fără nicio piedică, merge lin de la sine. Viața aceasta de copil al lui Dumnezeu este o viață care se desfășoară fără nicio problemă. Ei au călătorit efectiv de la Babilon la Ierusalim și noi călătorim prin lumea aceasta și Ezra le-a spus celor care conduceau poporul și poporului: fiți cu ochii în patru. Și noi, în călătoria aceasta, trebuie să fim cu ochii în patru. Aș vrea să ne uităm la trei lucruri, trei motive pentru care Ezra a spus poporului să fie cu ochii în patru și să facem o paralelă cu călătoria noastră spre Ierusalimul Ceresc. În primul rând, Ezra le-a spus să fie cu ochii în patru datorită vrăjmașilor pe care îi aveau. Era o călătorie și a fost o călătorie de 5 luni de zile de la Babilon la Ierusalim, prin Imperiul Asirian, și nu era ușor să călătorești în vremurile acelea. Puteai fi atacat de hoți, de tâlhari, puteai fi omorât, putea să ți se fure ceea ce aveai, erau multe primejdii pe drum. Dar Ezra spune că acolo când au pornit în călătorie la râul Ahava, spune cuvântul Domnului, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Călătoria lui Ezra și a poporului începe cu un post și cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i păzească în această călătorie. Și apoi, în următorul verset, în versetul 22, parcă, dacă l-am citit așa numai jumătate, am fi surprinși, pentru că Ezra, conștient fiind de pericolele care puteau să apară pe drum, totuși spune: îmi era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum. Adică, conștient fiind de pericolele care îi pândeau, Ezra spune cuvântul Domnului în carte că a primit de la împăratul Artaxerse tot ce și-a dorit și ar fi putut cere și o oaste de însoțire. Dar Ezra spune: mi-a fost rușine să cer oastea aceasta de însoțire. Și de ce a fost rușine lui Ezra să ceară oastea de însoțire și nici nu era nevoie să o ceară? Pentru că, zice el mai departe în verset, că spusesem împăratului: mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Vorbise cu împăratul Ezra și a spus împăratului: împărate, mâna Dumnezeului nostru este peste noi, peste cei ce îl caută. Ezra știa pentru ce merge la Ierusalim, să adâncească legea Domnului și să învețe pe cei din Ierusalim legea Domnului. Îl căuta pe Dumnezeu Ezra. Și acum, cum să ceară el unui împărat pământesc oaste de însoțire, când el și-a pus întreg poporul și viața lui și viața poporului în mâna lui Dumnezeu, în mâna celui mai mare împărat, în mâna aceluia care are cea mai mare putere în universul acesta? Ezra spune: mi-a fost rușine să cer împăratului oaste de însoțire, când împăratul știa ce Dumnezeu am. În Psalmul 20 spune David: unii se încred în cailor, alții în carele lor.
dar noi ne încredem în numele Domnului Dumnezeului nostru. Și zice mai departe, nu se oprește ei aici. Ei se îndoaie și cad. Dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Slăviți să fie Domnul! În călătoria noastră, prin lumea aceasta, întrebarea care se pune, în cine ne punem încrederea? În orice situație din viața noastră, cerem ajutor la oameni, alergăm și ne zbatem în fel și chip, tragem sfori, apelăm la cunoștințe, la prieteni, sau ne încredem în Dumnezeu? Ezra și poporul Israel și-au pus viața lor și călătoria aceasta în mâna lui Dumnezeu. Și-au știut că Dumnezeu este cu ei, pentru că scopul lor era de a ajunge la Ierusalim, de a reconstrui templu, de a face ca închinarea în templu să se desfășoare după legea Domnului, și știau că Dumnezeu va fi cu ei. Și noi suntem păziți, suntem amenințați de dușmani în călătoria noastră. Suntem amenințați de lumea aceasta care ne oferă tot felul de ispite. Suntem amenințați de diavolul care ne pândește și răgnește ca un leu și caută să ne înghită. Ba, avem dușmani, așa cum spunea Domnul Hristos, chiar pe cei din casa noastră uneori și unii dintre noi. Și poate zic eu, cel mai crâncen dușman pe care îl avem, poate că ar fi chiar eu nostru, firea noastră care se luptă continuu cu Duhul, poftele care vin dinăuntru nostru și care ne fac să păcătuim. Victoria și izbânda vine de la Dumnezeu, Dumnezeu dă izbânda, dar apoi Dumnezeu ne cere veghere și ascultare. Și așa cum a spus Ezra, fiți cu ochii în patru. În al doilea rând, călătoria aceasta era foarte importantă și trebuiau să fie foarte atenți și să vegheze la ceea ce se va întâmpla pe drum, datorită valorilor pe care le aveau cu ei. Poporul Israel nu călătorea cu mâna goală. Dumnezeu așa lucrează. Minunat a lucrat Dumnezeu în istoria acestui popor și la fel lucrează și în viețile noastre. Atunci când au ieșit din Egipt, n-au ieșit cu mâna goală. Egiptenii le-au dat tot ce au vrut. Nu mă plecați. Nu mă duceți-vă. Acum când au plecat din Babilon, spune că am cântărit înaintea lor argintul, aurul și uneltele date în dar pentru casa Dumnezeului nostru de împărat, de sfednici și căpetenii și de toți cei din Israel care se aflau acolo. Poporul acesta care a pornit împreună cu Ezra n-a plecat cu mâinile goale. Au primit din partea împăratului, din partea slujitorilor, din partea celor care mai rămâneau în Babilon, că nu toți au plecat cu Ezra. Au primit daruri și spune aici în versetul 26 că am dat în mâinile lor 650 de talanți de argint și așa mai departe. Dar pe lângă aceasta, în Ezra în capitolul 2, vedem că aveau cu ei, acestea erau darurile care sunt enumerate aici începând cu versetul 26. Dar în Ezra în capitolul 2 vedem care erau avuțiile lor, a celor care plecau. Pentru că aveau și ei ceea ce agonisise în 70 de ani în Babilon. Și pe lângă ceea ce aveau cu ei, spune cuvântul lui Dumnezeu că au plecat cu Ezra aproape 50.000 de oameni. În primul și în primul rând, oamenii erau importanți. Spune aici, capitolul 2, versetul 66, aveau 736 de cai, 245 de catâri, 435 de cămile și 6720 de măgari.
au dat la vistieria lucrării după mijloacele lor 61.000 de darici de aur, 5.000 de mine de argint și 100 de haine preoțești. M-am uitat în spate aici, avem în Biblie materialele acelea ajutătoare și așa aproximativ am făcut o socoteală cât aur și argint aveau cu ei acești aproape 50.000 de oameni care plecau din Babilon spre Ierusalim. Aveau 4.096 de kilograme de aur și aveau 30.000 de kilograme de argint. În afară de vase, haine preoțești, cai, catâri și așa mai departe. Trebuiau să fie cu ochii în patru, trebuiau să vegheze, datorită faptului că erau 50.000 de oameni și aveau această mare bogăție pe care trebuiau să o ducă la Ierusalim, la templu. În călătoria noastră, prin lumea aceasta, avem și noi valori cu noi? Ducem și trebuie ca ceea ce am primit din partea lui Dumnezeu la începutul călătoriei să le ducem și așa cum au făcut poporul, să le predea la templu, să le predăm lui Dumnezeu? Sigur că avem valori. Sigur că ducem valori cu noi. În primul și în primul rând este sufletul nostru. Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat că ce-ar câștiga un om dacă și-ar pierde sufletul? Poate să câștige toată lumea. Dacă își pierde sufletul, este ca și cum n-ar fi câștigat nimic. Apoi, poate nu este ordine aleatorie. Avem familiile pe care ni le-a dăruit Dumnezeu. Soții, copii, trebuie să-i ducem și să-i predăm așa cum dorește Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Timotei că dacă cineva nu are grijă de cei din casa lui, este mai rău ca un necredincios. Apoi avem biserica. Fiecare dintre noi, frați și surori, suntem responsabili, ca să spun așa, de fratele, de sora noastră, de cei din biserică. Fiecare este responsabil de celălalt. Responsabil în sensul de a-i cunoaște necazurile, de a-l purta în rugăciune, de a-l ajuta la nevoie, nu responsabil în sensul de a-l spiona, de a-i ști toate păcatele și de a le publica pe la colțuri. Apoi, suntem responsabili pentru darurile spirituale și materiale pe care Dumnezeu ni le-a dat. Tot ce ai, spune Apostolul Pavel în Corinteni, tot ce ai, ai primit. Și dacă ai primit, atunci de ce te lauzi? Tot ce avem este har și binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Atât dar spiritual, cât și dar material. Și tot ce faceți, să faceți spre slava lui Dumnezeu. Așa cum am învățat. Darurile noastre spirituale, darurile noastre materiale, trebuie să le administrăm în așa fel încât să aducă slava lui Dumnezeu. Deci, fiți cu ochii în patru. Atunci când este vorba despre familie, atunci când este vorba despre sufletul vostru, atunci când este vorba despre darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat, totul trebuie făcut după cuvântul lui Dumnezeu și pentru a aduce slavă lui Dumnezeu. În al treilea rând, era importantă călătoria și trebuiau să fie atenți datorită viziunii pe care o aveau. Așa cum am spus, Ezra și poporul care era cu el n-au pornit din cauza sărăciei, așa cum au mers mulți români prin străinătățuri. N-au pornit din cauza sărăciei din Babilon spre Ierusalim, ci au pornit pentru că era planul lui Dumnezeu ca poporul acesta să se întoarcă în Ierusalim. Dumnezeu pusese mintea lui Cir să le dea poruncă celor care plecau, pentru că făceau parte din imperiul lui și avea tot dreptul să le poruncească, să le dea poruncă să se ducă la Ierusalim, să reclădească templu. Și acesta era scopul lor.
Aceasta era viziunea pe care o aveau ei, să ajungă la Ierusalim, să reclădească templul și să reinstituie închinarea în templu după legea lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Acum, noi în călătoria pe care o facem, care este viziunea noastră și ce trebuie să facem noi? Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, în capitolul 4, începând cu versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Poporul trebuia să se întoarcă împreună cu Ezra la Ierusalim pentru reclădirea templului, pentru reinstaurarea închinării și aici Apostolul Pavel spune că avem și noi, în călătoria noastră, vremelnică pe pământul acesta, trebuie să avem această viziune de a clădi templul lui Dumnezeu, de a clădi biserica vie a lui Dumnezeu, prin ceea ce dă fiecare încheietură, prin ceea ce dă fiecare membru al bisericii, prin ceea ce Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi, ca în felul acesta, fiecare dintre noi să ne apropiem mai mult de Hristos, să nu mai fim purtați de orice vânt de învățătură, pentru ca nimeni să nu poată să ne abată de pe calea lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie și viziunea noastră pe pământul acesta. Deci, și aici, așa cum a spus Ezra, fiți cu ochii în patru. Este nevoie de veghere. Vegheați, spune Domnul Iisus Hristos de foarte multe ori. Vegheați, vegheați, vegheați. Vegheați și fiți atenți. De ce? Pentru că dușmanii ne dau târcoale, pentru că avem valori pe care le purtăm cu noi și pentru că avem o viziune, aceea de a clădi Biserica lui Hristos spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute în misiunea aceasta pe care o avem pe pământul acesta, pentru că, așa cum am spus, călătoria noastră nu este ferită de primejdii, dar Cel care ne dă izbânda și Cel care aduce victoria este Dumnezeu. Noi trebuie, așa cum am spus, să veghem, să ascultăm și să fim cu ochii în patru. Amin. Amin.